Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început deșteptarea. Da, mulțumim, am aflat și cine este campion mondial la șah. Magnus Carlsen. Și mai multe despre asta? Mai multe despre asta într-un program viitor al Teleenciclopediei, da. Că acum mai n-am avut timp. Șahul este un sport foarte dinamic. Ai văzut ce serial super popular s-a făcut? Da? Dacă ziceam că trebuie să comentezi dacă nu se la radio o partidă de șah. Dacă nu se droga aia, nu cred că mai era chiar așa. Ce zic? E încurajator. Da. Ce pățial de Djokovic, drag? A ajuns acasă? L-au trimis acasă. Luca? Alo? M-am blocat de Magnus Carlsen, campion norvegian de șah. Zim de bietul Nole, săracul de el. A ajuns, domne, acasă l-au la el. Pe avion, cum se zice. Am văzut că a luat avionul de Dubai. Pachet. Pe unde vrei să-l trimite? Că n-avea un zbor direct în Serbia? Unde vrei, tati? Crezi că se duce în Serbia? Eu cred că îl întreabă. Mă, că stai mă puțin, că nu e glugă de cocenici ăla. L-au întrebat, șefule, unde vrei să te duci? Că noi te dăm afară. Da. Păi, m-aș duce până în Dubai. Dubai. Hai, tati, că te ducem în Dubai și de acolo vezi tu. O fi zburat și el măcar la business? Eu zic că da. Adică nu mai e copii. Dar oricum... Auzi, dar stai puțin, sunt curios. Ai văzut că el pare o echipă întreagă. Da. Crezi că le plătește bilet la băieții aia, da, și bravo, la business? Bravo. Nu cred. La business? A, nu, pe aia nu, pe pune la cală. La portbagaj? Da, da, da. Asta mă gândesc. Nu merge toată echipa la business. Cel mult, cred că mergea antrenorul. Și vreun preparator ceva. Dacă și-a negociat contractul în sensul ăsta. Păi da. Dar și e greu. La clasa 1 crezi că i-au dat pijamăluță? Că așa se face la clasa 1 când zbori? Serios. Noi nu ne-am permis. Nu la clasa 1, la first class. Îți dă pijamăluță, frumos, vine cu șampaniuța, crezi că... E apretată? Da. Nole e mai înalt. Crezi că se avea o pijamăluță, dar mai scurtă. Domnul Nole. Da. Nu cred că e scandal. Cred că e necăjit săracul, că a trecut prin multe acolo. Da. Am auzit că a fost torturat. Torturat psihic. Psihic. A fost torturat, închis, l-ai văzut pe... E pâine bună de mâncat pentru politicieni. Psihic, exact. Oricum a fost. Ăsta? Afectat, adică... Eu cred că s-a distrat. Dacă mă întreb pe mine, da, cum îl văd eu pe Nole, eu cred că s-a distrat. Nu, el crede în energie negativă. Adică el crede că dacă te uiți urât la un pahar cu apă, se face verde. Serios. Adică omul are... E cu d-astea. A trebuit la un moment dat să se opereze la cot în urmă câțiva ani și că a plâns 3 zile. Că a intervenit asupra propriului lui corp. Nu de durere, ci de idee. De nervi. De nervi că a trebuit să umble la corp. Că... E bine, și în contextul ăsta poți să-i ceri unui asemenea om să se vaccineze? Poți să-i ceri să respecte regulile. Păi, el a respectat cumva regulă, adică e, oricum e foarte amplă discuția puțin, aici. Stai puțin, că nu l-a obligat nimeni să se vaccineze. Nu mai participă la un campionat de genul ăsta. Păi da, dar vezi, cu toate astea, da, chiar așa, cine inițial, l-a australienii l-au primit, că el n-a intrat acolo, cum să zic, ilegal în țară. Adică inițial l-au primit până pe aeroport. A intrat cumva ilegal, dar n-a intrat la modul că nu l-au dus într-un balot de paie la... și... L-au oprit pe aeroport. A intrat la vamă, pe aeroport. Unde a intrat? Că n-a intrat în țară. Da, l-au oprit la aeroport și după aia l-au dus ca pe orice alt... Și tu dacă te duci, tot pe aeroport te primește. L-au dus la hoteluț. Hotelul ăla, era un hotel de 4 stele. Acum e rezervat pentru oameni care au probleme a cu... A fost de 4 stele, s-a mai nasolit. Acum te stau numai de ștere. I-au dat rasol. Da. S-a mai nașparlit. Da. Are o aripă de 2 stele. Da. Adică rămâne destul situația. De... Dar pentru că era Djokovic, trebuia să-l izoleze la Marriott? Nu înțeleg. Adică, nu, frate, respectă regulile. Dacă astea sunt regulile, le respect. Ce să fac? Serios, eu nu... Auzi, știi cum e asta? El, da, dacă vine Simona, de ce o primim la salonul diplomatic, la Otopeni, și nu o primim pe... acolo, unde mergem noi toți? Să răspundă aeroportul. Păi nu, da. Trebuie, până la urmă, să... Îi oferi un anumit respect unui campion. Că Simona a venit cu cupa și campionatul, ca să zic așa. El s-a dus să joace la Melbourne. Nu, despre ce vorbim. El se ducea la joc. Păi se ducea la. Păi și ce, pe Simona în Australia o primez? Scuzați, pe Simona în Australia o primez la oficial? Da, sau la Londra, dacă se duce, o primește la oficial, că a câștigat Wimbledon. Băi, eu nu cred că o primește. Ba, eu cred că... Nu, să ne sune Simona, sigur, dacă... Da, Simona, sună-ne, da, dacă... Dar eu nu cred că o duce unde sunt toți deportații, adică... În situația asta, care concretă... Care deportații, dar te duc... La acel hotel stăteau numai cetățeni deportați, n-ai văzut ce faună era pe acolo, tot felul de... Păi asta e situația, transfugi, dacă vii cu certificatul de COVID fals, ai de dat niște explicații, nu? Dar aici sunt de asta a fost tortura. Aici sunt de acord, da. Dar autovictimizarea sârbilor a forjat maxim. Asta e, Sârbia au avut o istorie tare de tot. L-ai văzut pe președintele Vucic. Președintele Vucic a fost aici și președintele Serbiei.
toată Australia împotriva Serbiei. Te așteptai ca sârbii să ocupe Australia acum, pac? Trimiteau ceva bărcuțe? A zis că a fost torturat, chinuit și au zis că l-așteaptă acasă, în Serbia. Aici mi se pare că e o mică confuzie. Nolan, el nu stă în Serbia, adică are rezidență în Monte Carlo. Da, da, se duce adesea acasă în Serbia, adică se duce acasă în Serbia în vizită. Da. Iar rezidența este Monte Carlo. Și e Monte Carlo ca să nu plătească taxe acasă în Serbia. Păi da, nu e fraier. Păi, asta zic, deci el trebuia să plătească, am citit, 20% impozit pe venit în Serbia. Asta e, adică toți sârbii, victimele istoriei, plătesc taxe în Serbia. S-a mutat la Monte Carlo și a economisit 29 de milioane de dolari. Am văzut că au ieșit și Monte Carlo Uezi. Monte Carlo Uezi, da, să manifesteze. Lăsați-ne Monte Carlonezul nostru în pace. De ce l-ați torturat? Și, deci, eu nu-l condamn. Bravo, domnule, ai făcut rezidență fiscală. Păi eu mă amuză politicienii sârbi care se dau acum de ceasul morții. Sârbul nostru, sârbul vostru a plecat ca să nu vă plătească taxe 29 de milioane de dolari. Poftim. Da, mă, dar le aduce alte beneficii și oamenii sunt mulțumiți. Din punctul ăsta de vedere, Ghiță e mai sârb decât... Dar chiar monegascii de ce nu ar protesta? Da, chiar. Să ambaleze motoarele de Ferrari pe acolo, să știi ce zic, să facă un marș de ăsta. Da, am citit de ce s-a mutat Djokovic la Monaco. De a dat un interviu în 2019 și l-a întrebat, dar Matale, de ce stai aici la Monaco? Zi-o pe dreapta. Ce-ți place? Și în loc să spună, să fie, știi... Să spună pe dreapta, am venit aici pentru că aici nu plătesc taxe, aici da, e paradis fiscal, nu plătesc taxe pe avere, nu plătesc impozit pe venit și eu nu cred că statul sârb, căruia îi aparțin ca cetățenie, eu nu cred că merită să-i plătesc eu taxă 29 de milioane. În loc să spună asta, să fiu onest, a zis așa, citez, îmi place Monaco din mai multe motive. Cel mai important, am propria locuință aici și îmi pot dedica timpul pentru a mă concentra pe tenis. Deci la Belgrad n-am găsit casă. E și piața imobiliară e destul de dificilă. La Belgrad e dezastru, dar la Monte Carlo e stabilă. Era o mulțime de apartamente și a luat o garsonieră ceva și a zis aici am casă, spre deosebire de Serbia și uite de aia stau aici, că aici am găsit acolo a găsit și cu vedere la gârlă. O apreciem pe Simona că stă la Constanța. Ți-a dat mesaj? Da. Noi avem impozit pe venit foarte mic în România, să știi. Bravo. Anul impozitul pe venit e bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.